Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom reacționa la niște iluzii optice. Episodul anterior, în care ne-am uitat noi la niște chestiuni foarte satisfăcătoare, am văzut că v-a plăcut mai mult ca de obicei. Eu am mai încercat să fac ceva cu niște emoji-uri și reacția voastră a fost așa și așa, dar videoclipul acela cu lucrușoare satisfăcătoare v-a plăcut foarte tare. S-au strâns undeva la 17.000 de like-uri, ceea ce este un număr extrem de mare și vă sunt recunoscător. Mă gândeam să mai facem lucrușoare satisfăcătoare, dar am zis totuși să ne uităm la ceva iluzii optice și să ne încurcăm creierașul acela al nostru. Pentru început, cred că vor fi undeva la 30 de iluzii optice. Pentru început îl avem pe nenea acesta, care este un fel de... dar nu se vede cursorul. Este un fel de portocală, dar are picioare și mâini, deci nu știu exact ce se întâmplă. Dacă încercați dumneavoastră să vă uitați cu ochișorii pe unde duc eu cursorul pe ecran, o să observați în mijloc că se mișcă, da, chestiunea aceasta. Da, ne uităm frumos, doar în jur. Ok, nu funcționează? Fiți atenți aici. Dacă mișc eu ecranul și încercați să vă uitați doar în pătrățelul din mijloc, o să vedeți că parcă se mișcă cu totul. Doar pe mine mă păcălește? Poate voi sunteți prea inteligenți pentru așa ceva? Nu știu care legătură de inteligență, pentru că ne funcționează creierașele la fel. Dar dacă mișcăm... Nu, dacă mișc mai brusc se mișcă ăsta. Habar am, dar n-are cum să fie un video, sigur e doar poză. Am mai văzut niște chestii care spuneau că sunt iluzii optice și dincolo și de unde că era video, dar nu, efectiv se mișcă pătrățelul chiar și când mă uit pe celălalt monitor. Bun, hai să trecem la următoarea iluzie optică în caz că asta nu v-a prins. Asta e una clasică. Da, deci dacă ne uităm noi atent, pare că ăsta vine aici și apoi continuă așa, nu știu. Cineva se întâmplă în colțul acesta. Deci înțeleg, partea din dreapta se duce în sus și apoi... What is going on? Ce se întâmplă aici? Interesant. Chiar se joacă cu creierul. Mă face să cred că bara asta e deasupra, dar de desubt. Nu știu, e dubios. Ok, să mai vedem. Stop staring, bro. Ah, asta e cu o hârtie de-a lor. Te uiți de deasupra și e supărat. Și după aia? Ce față creepy are. Oh my god. Doamne sfinte. Mai departe. New Monker Illusion, all the dots are the same color, but... Bine, aici nu prea îmi dau seama care e ideea, ci că toate sunt de aceeași culoare, dar creierul le vede ca și acestea fiind... având, pardon, culori diferite. Nu știu ce să zic. Doamne, dacă încerc să mă... Parcă se mișcă, nu știu ce naiba. Ok, să trecem mai departe. Look again. Asta m-a păcălit, trebuie să recunosc. Trebuie să recunosc că m-a păcălit asta. Deci e un nene, stă cu piciorul așa și cu genunchiul. Și inițial am crezut că e o fată care își ține capul așa, e aplicată și asta îi face poza la fund. Dar nu, e o iluzie optică. M-a păcălit acolo. Din păcate la asta nu mă prind. 16 cerculețe. Nu înțeleg care e faza. Sunt prea prostovan ca să mă prind, băieți. Trebuie să-mi spuneți voi în comentarii. Unul din voi care se uită la videoclip trebuie să se prindă. Aparent ar trebui să... Sunt două chestii în imaginea asta? Nu înțeleg. Chiar nu-mi dau seama. Ok, mergem mai departe. Find the escape. What? Aici te duci în jos și apoi e deasupra? O fi... pictat sau ceva? Se vede? Se vede. Interesant, vreau să văd ce zic ăștia în comentarii. Looks like a fucking Mario Kart, I don't know, little water film on the floor. E dubioasă treaba, ok, mai departe. This painting by Oleg Shuplayak sau ceva. Oh, asta e interesantă. Dar nu încape în toată imaginea, din păcate. Illusion 100. Ok, deci dacă ne uităm noi în mijloc, este chipul cuiva, corect? Și ochii sunt făcuți din case. Nasul este, de fapt înțelegeți, da? Este făcut dintr-o persoană, niște copaci. Oh, și aici o altă persoană la ureche. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Trebuie să te ducă, să zicem așa, căpățâna ca să faci chestii de-astea. Ok, iluzia asta am mai văzut-o. Sunt doi oameni bătrâni
o bunică și un bunic se uită unii la alții, dar sunt doi omuleți, unul cântă la chitară, cineva iese de aici, vedeți? Interesant cum ne păcălește creierașul. Asta e 18 plus. There is no woman on this picture. Nu e nicio femeie în poza asta. Într-adevăr, dar are silueta unei femei. Aici sunt niște ștrampi, să zicem așa, la uscat. Aici e un pahar, pisica. Aici e o floare. Ok, sper că se vede și pe filmare corect. Oh my god! Asta e nebună poza! Deci, uitați-vă cât de bine îi se unește capul. Trebuie să fie trebuie să fie editată puțin în Photoshop, poza asta e imposibil. Deci un bebeluș și uitați-vă, asta e căpățâna bebelușului și se termină pe aici. Îi vedem urechea, dar fața lui se îmbină atât de tare cu fața persoanei, da, care îl ține în cârcă. Wow, n-am mai văzut o iluzie optică precum aceasta. Had to look a few times, dar trebuie să mai puțin, da, într-adevăr. If you gently shake your screen, the insert will move. Da, e ca prima. Dacă mișcăm ecranul, da, dăm de jos în sus, se mișcă biluța. Dar oare de ce? E greu creierului să țină asta pe loc sau, nu știu, e cumva păcălit. Illusion 100. Ok, asta nu e iluzie optică, dar i-a aruncat papucul și a crezut că e minge. Aș vrea să văd ceva de genul ăsta la fotbal, la un meci real. Ok, mai arată-ne o dată. Oh my god. I made this. Desenează ceva. Pe asta mi se pare că am mai văzut-o. Ia că sunt curios. Este un A. Asta știm cu toții. Și ce se va întâmpla? Ok. Oh, pare 3D acum. Wow. Foarte tare. Cât de maker, dar cred că ți-a foarte mult timp să deseneze chestia aia. One of the best optical illusions I have ever seen. Ia, cea mai bună, chica. Once you see it, you can't unsee it. Nobody spoil. Took me 2 days. I-a luat 2 zile să-și dea seama. Care e iluzia optică? Care e iluzia optică din această imagine, băieți? Vreau să-mi spuneți. Mi se pare că aici e un animal. Mi se pare că am mai văzut-o pe asta. Aici e un animal, cred. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. Dar nu e nimic în neregulă, pe lângă, în mijloc. Ne vă ducem la comentarii să vedem dacă ne spune cineva ce se întâmplă. Don't tell me what to do. E ceva aici, dar nu știu ce. E un animal, probabil, nu? Took me 2 seconds or something closer to 3. Looking for weeks, ne-am luat 20 de secunde. There is like a brown cigar in the wall. A, nu e o pisică, e o... A, ok, nu e animal, mă, este o... țigară. Cum s-ar zice? A, da, mă, acum are sens. Vedeți, credeam că e o pisică de la dreapta la stânga, dar nu. Este o... un trabuc băgat și iese în exterior. Nu e de la... nu e printre cărămizi, înțelegeți ce vreau să zic? Sigur, înțelegeți? My kitten is intrigued by my hologram optical illusion lamp I got from Trippy Needs. Deci pisica este uimită de holograma pe care o creează această lampă. Foarte interesant, n-am mai văzut așa ceva. Damn! Ia uite pisica cum se uită. Se întreabă ce mama naibii se întâmplă cu oamenii ăștia. De ce au dânsii așa ceva? Mai departe. Nu pot să citesc asta, îmi pare rău. Ce naiba se întâmplă aici? Avem apă, apoi avem ceva... prăpastie, apă iar. Lake above the ocean. Un lac deasupra oceanului. Habar n-am, poza asta e... nu știu, e dubioasă. Oh, no. It makes you go woo. Îmi dă impresia că o să am halucinații și chestii ca în desene când mă uit la nebunia asta. Dar... hai că nu-ți păcălește creierul chiar atât de rău, adică
Thought his damn head was on backwards. Da, îți dă impresia că e ceafa lui, dar nu, stă cu gâtul în sus. Vedeți aici mărul lui Adam. Ok, are o barbă destul de deasă. Asta e una bună, vreau să-mi spuneți în comentarii, am mai văzut chestii de genul. Se mișcă de la stânga la dreapta. Și de la... And from the right back to the left and back to the right again, or it moves in... You decide. Se mișcă de la stânga la dreapta, asta putem să vedem. Oh my god! Stai, ce? Nu înțeleg nimic. Adineori parcă se mișcă de la stânga la dreapta, acum e de la dreapta la stânga? Ok, că e gif-ul făcut. Nu înțeleg nimic. S-a resetat cumva gif-ul? Mă dor ochii, spune. Dar nu prea îmi dau seama de ce te-ar dura ochii. Durea, pardon. Zici că, na, continuă așa la infinit, dar nu chiar. Eu nu mă dor ochii deloc. Și astea sunt toate? Mă așteptam ceva mai bun, nu știu. Adică au fost decente. Aici cu niște cerculețe perfecte. Habar n-am ce să zic. Care m-a păcălit cel mai tare? Cine avea ce mă mai muța asta? Vreau să spuneți în comentarii care v-a păcălit pe voi cea mai tare. Care vi s-a părut cea mai bună iluzie de aici. Mie personal asta este foarte greu să-ți dai seama că ține bebelușul pe spate. Inițial am crezut că are doar costumul, dar nu. Chiar și forma capului la perfecție. Destul de interesantă iluzia aceasta. Mă așteptam să fie mai bune, dar au fost decente. O să... Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like și o să mai facem chestii de genul acesta. M-ar interesa pe viitor să vă pregătesc eu ceva mult mai șmecheros și în format video. O să încerc să caut niște videoclipuri interesante la care să reacționăm. Nu neapărat să fie pe o anume tematică, de exemplu cu iluzii optice sau cu lucruri satisfăcătoare. Să fie o combinație de mai multe, poate. Cred că ar fi mult mai interesant. Dar mai avem conținut, mai avem niște... încă un episod cu lucruri satisfăcătoare foarte, foarte tare, mult mai bun decât celălalt și poate pentru data viitoare sau, mă rog, în viitor o să caut eu ceva mai bun cu iluzii optice. Oricum, rămâne de văzut. Mie personal mi se pare un conținut interesant față de videoclipurile normale de gaming, deci atât timp cât vă place și vouă, o să mai facem pentru că sunt distractive. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!